Bruna Văleanu, tânăra cu origini românești, care a fost ucisă de teroriștii Hamas exact aici, în festivalul Nova din Israel, a fost condusă pe ultimul drum. Mama fetei, de 24 de ani, a făcut un apel public ca 10 bărbați să participe la înmormântarea acesteia, așa cum cere tradiția. Însă au venit 10.000 de oameni. Familia tinerei de 24 de ani cu origini românești a cerut ajutorul la 10 bărbați care să participe la înmormântare, așa cum spune tradiția. Din păcate, regretata Bruna Văleanu a fost ucisă la o petrecere în Raim. Familia ei este nou emigrată din Brazilia, doar mama și sora ei locuiesc la țară și au nevoie de ajutor pentru a finaliza un minian pentru înmormântarea care va avea loc în această seară. Vă rog, cine poate să vină? Este apelul lansat pe rețelele de socializare. A fost o mobilizare impresionantă, iar la funeralii au participat 10.000 de oameni. Inițial, fata cu origini românești fusese dată dispărută, după ce vinerea trecută a mers alături de mai mulți prieteni la festivalul de muzică desfășurat în aer liber, în apropierea graniței cu Gaza. La răsărit, sâmbătă dimineață, zona a fost atacată de Hamas. Au fost găsite peste 260 de cadavre, alte sute de persoane fiind rănite. Trei zile mai târziu, mama fetei a anunțat cu durere în suflet că tânăra este victima măcelului de la festival. Cu adâncă durere ne luăm rămas bun. Copilul nostru a devenit o mică stea în univers. Te vom iubi mereu, a anunțat familia tinerei într-o postare pe Facebook. Bruna Văleanu era studentă la o universitate din Tel Aviv și făcuse stagiul militar în armata israeliană. Ea se stabilise de ceva vreme alături de mama și sora ei în Israel, după ce a locuit în Brazilia.